6 august. Prăznuirea schimbării la fața Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În anul al treilea al predicării sale, Stăpânul Hristos a vorbit adesea ucenicilor lui despre patima lui cea apropiată și de asemenea despre slava lui care avea să urmeze chinului și morții lui de pe cruce. El le-a grăit acestea astfel încât patima lui, cea de neocolit, să nu îi înspăimânte pe ucenici, să nu le slăbească credința și să nu îi lase să cadă în înșelare că totul nu a fost decât un vis. El, cel atot înțelept, a voit să le dăruiască ucenicilor vederea a unei părți măcar a slavei lui și aceasta înainte de patimă și de înviere. Astfel voind, el i-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a urcat noaptea pe vârful muntelui Tabor, unde s-a schimbat la față înaintea lor și s-a schimbat la față înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, iar veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina. Moise și Ilie, proroci mari ai Vechiului Testament, au stat atunci de o parte și de cealaltă a lui și au grăit cu el. Văzând aceasta, ucenicii au căzut în uimire, iar Petru a zis: Doamne, bine este ca să fim noi aici. Dacă voiești, voi face aici trei colibe, ție una și lui Moise una și lui Ilie una. Matei 17:4. Pe când Petru încă vorbea, Moise și Ilie s-au depărtat, iar locul s-a acoperit cu un nor luminos care i-a acoperit pe ei, iar din nor s-a auzit un glas zicând: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Pe acesta ascultați-l. Auzind glasul, ucenicii s-au înspăimântat foarte și au căzut cu fețele la pământ ca și când ar fi fost morți. Ei au rămas așa, tremurând de spaimă, până când Domnul a venit la ei și s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă și nu vă temeți. Matei 17:7. Dar oare de ce a luat Mântuitorul doar pe trei dintre ucenicii săi cu el? De ce nu i-a luat pe toți? Aceasta a fost pentru că Iuda nu putea fi vrednic să vadă slava cea dumnezească a învățătorului, el cel care se pregătea să-l vândă. De aceea, luându-i pe toți ucenicii cu el, ar fi însemnat ca numai Iuda să fie lăsat afară, la poalele muntelui, ceea ce nu ar fi fost drept. Din pricina acestei excluderi, trădătorul și-ar fi îndreptățit cu atât mai mult trădarea lui. Dar de ce s-a schimbat Domnul nostru la față pe înălțimea unui munte și nu într-o vale? El a făcut astfel ca să ne învețe pe noi două virtuți de căpetenie: dragostea de nevoințe și obișnuirea cu gândurile dumnezeiești, căci urcarea la înălțimi cere nevoință, iar înălțimile însele reprezintă gândurile noastre, cele înălțate la cugetarea lucrurilor dumnezeiești. Dar de ce s-a schimbat Domnul nostru la față noaptea? El s-a schimbat la față noaptea, deoarece timpul nopții este mult mai potrivit pentru rugăciune și cugetări dumnezeiești decât timpul zilei, și pentru că întunericul nopții ascunde ochiului toate frumusețile cele de jos, de pe pământ, și dă la iveală frumusețile cele de sus, ale bolții cele instelate a raiului. Dar de ce au venit de față și Moise și Ilie? Ei au stat atunci acolo de față și au grăit cu Domnul în scopul de a face de nimic niciuna jidovească, cum că Hristos a fost unul dintre proroci, adică Ilie, Ieremia sau vreun altul. De aceea s-a înfățișat el înaintea ucenicilor ca un împărat, care este deasupra prorocilor. Și de aceea Moise și Ilie au apărut ca niște slujitori ai lui. Domnul își arătase puterea lui dumnezeiască înaintea ucenicilor și poporului de multe ori și până atunci, dar pe muntele Taborului el le-a arătat chiar și ființa lui dumnezeiască. Vederea dumnezeirii lui și auzirea mărturisirii dumnezeieștii lui Fir de Fiul al lui Dumnezeu de către însuși Tatăl, această faptă trebuie să-i fie ajutat și mântuit pe ucenici de lepădare în zilele cumplite a reprinderii, schingiuirii și răstignirii lui pe cruce. Această faptă le-a întărit lor credința în el și în biruința lui finală. Luare aminte. Să luăm aminte la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care a răspătit virtutea femeii Rut, Moabiteanca, și a lui Boaz, Cartea Rut,
La cum Ruth, rămânând văduvă, a rămas pe mai departe în casa soacrei ei celei vârstnice, Noemina, fiindu-i credincioasă ei și hrănind-o și pe ea și pe sine din lucrul mâinilor ei. La cum Boaz, bogat fiind, a fost și milostiv și le-a stat într-o ajutor acestor două femei sărace. La cum Boaz a luat-o cu înțelepciune de soție pe Ruth, iar din ei s-a născut Obed, tatălui Iesei, tatăl regelui și prorocului David. Predică despre înălțarea și întărirea Bisericii lui Dumnezeu. Fiva în vremurile cele de pe urmă că muntele templului Domnului va fi întărit peste vârfurile munților și se va ridica pe deasupra dealurilor și toate popoarele vor curge într-acolo. Isaia 2:2. Această prorocie grește despre Biserica lui Hristos. Deși această prorocie trebuie să le fi părut foarte ciudată evreilor în perioada de dinaintea întrupării Domnului, ea ne este astăzi nouă cu totul limpede, căci muntele sau înălțimile sau casa Domnului cu adevărat s-au întărit peste vârfurile munților, adică în înălțimile cerurilor, deoarece Biserica lui Hristos nu se sprijină în primul rând pe pământ, ci mai curând pe ceruri. Iar o parte dintre membrii bisericii, și până în clipa de față cea mai mare parte a lor, se află în ceruri, câtă vreme cealaltă parte a ei, adică noi credincioșii, ne aflăm încă pe pământ. Mai departe, Biserica lui Hristos a ridicat pe deasupra dealurilor, adică pe deasupra oricărei măreții pământești și umane. Filozofia omenească și arta și tot ceea ce îndopște numim marea cultură a omenirii, precum și toate valorile pământești, nu reprezintă decât niște dealuri joase pe lângă munții cei înalți ai Bisericii lui Hristos, căci bisericii nu i-a fost greu să creeze toate acele dealuri, pe când dintre cele dealuri, nici măcar unul și nici măcar toate adunate la un loc de-a lungul a mai multe mii de ani, nu au putut crea vreodată Biserica lui Hristos. În sfârșit, prorocul zice, și toate popoarele vor curge într-acolo. Cu adevărat, oare până acum, încotro au curs toate popoarele pământului, dacă nu în Biserica lui Hristos? În templul de la Ierusalim nu putea intra nimeni din alte popoare, care nu era evreu, căci lucrul se pedepsea cu moartea. Ori nu așa stau lucrurile cu Biserica lui Hristos, împotrivă ea a chemat toate neamurile pământului să vină la ea încă de la început și să asculte cuvântul Domnului care a zis, mergând învățați toate neamurile. Matei 28:19. Aceasta este prorocia lui Isaia, fiul lui Amos, prorocie veche, minunată și plină de adevăr. O stăpâne, Doamne, Iisuse Hristoase, cel ce minunat vestit ai fost prin prorocii tăi, ție pururea îți mulțumim că ne-a învrednicit pre noi a ne numi fii ai Sfintei tale Biserici celei adevărate, care le s-a înălțat și s-a întărit pe deasupra tuturor înălțimilor celor lumești. Ție se cuvine toată slava și mulțumita în veci. Amin.